Suntem în a noua lună de când am delegat serviciul de apă la Sece Apa Vital și nu am găsit o soluție de rezolvat în ceea ce privește contractarea și facturarea la un număr de aproximativ 300 de scări din municipiul nostru. Asta pe de o parte, pe de altă parte, serviciul de apă PSA au operat pe epurare, au acumulat o serie de debite. Unul din cele mai mari debite este la EON și am transmis atât Consiliului Județean cât și Prefecturii o înștiințare pentru a media, pentru a ne da sprijinul vis-a-vis de rezolvarea acestei probleme, care nu este o problemă simplu de rezolvat, și tocmai de aceea am solicitat ajutorul dumnealor. Am avut joi o întâlnire tehnică la Prefectura Județului Iași. Am continuat-o și astăzi. De față au fost și consilierii și sigur, s-au desprins o serie de aspecte și domnul secretar a fost de față pentru că sunt anumite aspecte juridice la care trebuie musai să dea răspuns consilierul juridic, în speță secretarul municipiului Pașcani. Sigur, problema se pune în acest moment de a rezolva și de a debloca situația cu epurare. Situația cu epurare nu se poate debloca pentru că serviciul de apă, respectiv Apa Vital, nu încheie contract cu PSA în vederea achitării contravalorii serviciului de epurare. Există două servicii și, independent, fiecare trebuie să-și încaseze contravaloarea serviciului. Pornind de la această problemă, întrebarea care se pune: ce-i de făcut? S-au desprins practic două aspecte. Unu, delegarea serviciului de epurare la Apa Vital, prezentarea contractului de furnizare și întocmirea unui regulament de contractare și facturare la nivelul municipiului Pașcani și, în condițiile când se dorește, cetățenii insistă în continuare. După ce toate aspectele juridice cu care am ajuns în instanță se vor rezolva, să vedem atunci ce decizii vom putea lua. Dacă, sigur, nu vom renunța la aceste acțiuni în instanță. Dacă domnul prefect, domnul președinte, dorește să vă spună ceva, după care așteptăm întrebări. Domnul președinte, și eu vă spun bine. legal, vă rog. Mulțumesc, domnule primar, domnule prefect. Vă mulțumesc dumneavoastră foarte mult pentru că ați avut atât de mult timp și răbdare și dorință de a afla ce se poate face pentru a sprijini situația din Pașcani, pentru a o rezolva. Cu bucurie, împreună cu doamnele și domnii consilieri, cu domnul primar, cu domnul secretar, cu domnul prefect, pot să vă spun că eu cred că am găsit pacea de la Pașcani. Și cred că este rolul nostru ca acum să dăm un mesaj de sprijin, de încredere și mai ales de viitor pentru comunitatea din Pașcani. Și la Iași, să știți că noi am fost foarte îngrijorați de situația în care s-a ajuns aici. N-ați mai văzut localitate în județul nostru în care să fie așa o desfășurare de forțe administrative încercând să rezolve un subiect care, iată, este un fel de premieră în țara noastră. Nu s-a mai întâmplat în altă parte. Dacă ar fi fost un lucru ușor, cred că ar fi fost rezolvat de mai demult. Deci, pe lângă greutatea tehnică și legală a subiectului, a mai fost și o, să spunem, lipsă de tact a prezentării subiectului în comunitatea ieșeană. Și asta e un lucru pe care Apa Vital și Consiliul Județean îl recunosc, îl asumă și se angajează să-l rezolve.
de a, împreună, în afară de ce a spus domnul primar, s-au mai stabilit câteva măsuri. Deci pe lângă delegarea serviciului de epurare către apa vital, pentru că să știți că era, în paranteză spun, și soluția inversă, să se delege serviciul de canalizare către Preservapa. Și atunci n-a mai fost o discuție despre splitarea costului de canalizare-epurare între apa vital și Preservapa. Numai că asta ar fi însemnat pentru orașul Pașcani intrarea și mai repede în faliment a PSA. Adică ar fi fost una dintre cele mai... Era varianta nu mai rea, era varianta cea mai rea din punct de vedere financiar pentru oamenii din Pașcani. Ar fi avut de plătit mult mai mult și fără perspectivă de fonduri europene, de asemenea. Prin urmare, singura soluție realistă, pentru că nu este o altă companie care să-și dorească să vină să sprijine situația din Pașcani, a fost ca să trecem și serviciul de canalizare către, de epurare către apa vital, plata cât mai rapidă, de fapt aproape instantanee, a datoriilor către furnizori, nu doar de utilități cum este E1, dar sunt și mulți alți furnizori, de la produsele consumabile cu care se face tratarea apei și așa mai departe. Considerați, vă rog, greutatea faptului că acest lucru se poate face numai până marți 31 martie, când se închide anul fiscal, iar dacă se depășește timp ziua de 31 martie anul acesta, când apa vital depune bilanțurile, noi nu mai putem, ca autoritate județeană și ca și companie, să mai rezolvăm nimic. Rămân acele debite pe orașul Pașcani și pe PSA, imposibil de plătit, și rămâne în continuare spectrul acela de ghilotină în care se închide energia electrică prima, dar după aceea vin și restul, nu mai se poate face fizic operațiunea de epurare și atunci se deversează apele uzate ale municipiului în Pașcani, în Siret, și obținem un dosar penal de toată frumusețea. Adică de aici asta a fost spectrul imediat al problemei care trebuia rezolvat. Apoi a rămas spectrul larg. Ce companie până la urmă dorește Pașcaniul să aleagă pentru serviciile de alimentare, transport al apei uzate, de alimentare cu apă, transport al apei uzate și de epurare. Încă o dată spunem, Pașcanul este, alege ce dorește el. Nimeni nu impune vreo soluție, nici prefectura, nici consiliul, nici primăria. Până la urmă, pășcănenii, prin oamenii pe care au delegat în consiliul local, asumă o răspundere. Ea poate fi greu de explicat, dar trebuie să existe legal pentru ca să putem să avem apă în Pașcani. Și să știți că situația se va repeta la Indigo și pe partea de salubritate și pe partea de termoficare. În toate cele trei servicii de utilități, legea prevede existența obligatorie a asociațiilor. Pentru că există această situație specială la Pașcani, noi ne-am străduit, am făcut lucruri care nu s-au mai întâmplat în România și am găsit o anumită aprobare de la NRSC, autoritatea competentă în acest caz, care permite pentru o perioadă de tranziție temporară, nu ca și soluție definitivă, încheierea de către apa vital a unui contract cu un reprezentant al condominiului în regulamentul nou pe care îl veți vedea înaintat de către apa vital către Consiliul Local pentru aprobare, probabil în luni, în ședința de Consiliul Local, se va specifica foarte clar pentru a elimina din start orice mit urban. Reprezentantul respectiv nu are obligații financiare față de apa vital. Deci dacă sunt vecini care nu vor dori să plătească, acele debite nu rămân în sarcina reprezentantului. Pentru că atunci e de la, bineînțeles, de la sine înțeles că nu va dori nimeni să fie reprezentant și problema va rămâne nerezolvată în Pașcani. Ea se mai poate rezolva, repet, cu apa vital, dacă orice altă companie, până la 31 martie, ca să se mai poată rezolva datoriile. Altminteri, rămătorile pe PSA și Consiliul Local. Deci este și această soluție pe care o prevedem. Înțelegem foarte mult dorința oamenilor de a avea contorizare separată. Este legală, se poate, numai după ce respectivii oameni au scos contorul la linia de proprietate. Adică în afara casei, în afara apartamentului. Da? Nu cerem să fie jos la bloc, sau poate să fie în scară, cum ar veni. Și atunci se poate face separat cu persoana respectivă dacă el are contor în scară. Toate aceste situații ne le-am mai întâlnit. A fost cazul CET-ului la Iași. Știm, cei care nu vor dori și nu vor dori să plătească nu este altă cale decât mersul în instanță. Cu toții am căzut de acord că nu ne dorim soluția opririi apei. Ea este cea mai din urmă soluție, ea este legală, dar este cea mai puțin de dorit. Și cum ne dorim nici noi,
Totuși, e o obligație pentru orice consumator de produs sau serviciu, așa cum sunt clienții care consumă apa, să plătească acel produs. În urmare, nu se poate concepe ca cineva să folosească apă, energie electrică, energie termică, fără să se gândească că trebuie să o plătească. Asta nu se poate, nicăieri în lume. Deci trebuie să plecăm cu toții cu bună credință și cu bună cuvință la acest drum. Și închei aici spunând că acest regulament se va completa cu această specificare foarte clară, că nu rămâne în sarcina reprezentantului. Noi dorindu-ne să ie fie oameni pășcăneni care să asume această sarcină temporar pentru a crea premisele constituirii asociației, apoi, de asemenea, va fi o campanie de informare făcută atât de APA Vital cât și de primărie, cu mult mai cuvincioasă, dacă îmi permiteți acest cuvânt. Înțeleg că au fost poate nepotrivite abordările în Pașcani, chiar dure cele cu oprirea apei. Este nevoie de încă o campanie de înțelegere, pentru că e o premieră. Se aplică legea, în sfârșit, așa cum spune ea la literă, dar acesta este un efort care e de ambele părți. Și noi, autoritatea locală, primărie, prefectură, consiliu, APA Vital, facem eforturi foarte mari, dar și cetățenii trebuie să înțeleagă, pentru că e o lege în România care se aplică și cu toții suntem responsabili în fața ei. Să știți că am evaluat inclusiv varianta APA Vital și Consiliul Județean sau Arsace se ridică de la masă și nu mai creăm probleme în Pașcan de vreun fel. Care e soluția? Pentru că toate celelalte companii de apă din jurul Iașului sunt în faliment, sunt în cazul lui PSA. N-am auzit Raja Constanța sau APA București Veolia, care sunt capitalizate, sunt în aceeași categorie, în aceeași ligă cu APA Vital, să-și dorească să vină să opereze. Iar dacă ar veni la Pașcani, ar pune condiții mult mai dure decât pune APA Vital. Noi aici suntem cu concetățenii noștri, suntem același județ, adică suntem egali. Noi avem și o motivație subiectivă, nu doar obiectivă, de a fi prezenți aici. Așa încât eu mulțumesc primăriei, prefecturii, consilierilor care în marea lor majoritate au venit și dumneavoastră, pentru că păstrați viu acest subiect și cred cu sinceritate că împreună putem găsi rezolvarea fericită a acestei situații. Alternativa nu există. Alternativa înseamnă plasarea orașului Pașcani într-o zonă de subdezvoltare, de condiții mai proaste de trai decât în prima comună de lângă dumneavoastră. Ceea ce este inacceptabil și eu nu cred că cineva și-ar dori asta pentru orașul în care el trăiește sau mai ales își dorește ca ai săi copii să trăiască. Prin urmare, mă bucur că, repet, împreună am găsit aceste soluții, cred în viabilitatea lor și mai spun și închei, sunt și ultimele. După, în afară de astea, altele nu mai sunt și atunci orașul Pașcan, cum am spus, are toată libertatea să aleagă ce cale dorește, dar răspunderea este a orașului Pașcani. Mulțumesc mult! Două precizări le mai fac eu. Am solicitat serviciului APA Vital să suplimenteze cu casieri, încasatori, pardon, asta pentru a sprijini pe cei care își asumă responsabilitatea semnării contractului pe scară, la nivel de scară, să nu fie lăsați singuri în discuțiile și în comunicarea cu cetățenii. Și a doua problemă pe care i-am rugat și au promis că vor rezolva problema, eșalonarea debitelor care s-au acumulat pe parcursul celor 9 luni de zile, pe o perioadă de 3, 4, poate chiar 5 luni de zile, acestor debite. În primul rând, vreau să vă rog să-mi scuzați. Să-mi înțelegeți în mod corect atitudinea, poate a părut ostilă la adresa presei din Pașcani, dar în niciun caz nu despre asta este vorba. Am o experiență îndelungată în administrație. Pe probleme mult mai puțin sensibile sau complicate față de cea de la Pașcani, organizarea unor dezbateri pentru a rezolva probleme pe fond, de cele mai multe ori, se sfârșește fără rezultat. Ori de câte ori încercăm să rezolvăm o problemă adunând factorii politici la un loc, să dezbatem și cu presa care ne filmează, ne dăm în bărci, spunem toate lucrurile care ni se par că dau bine în stradă și ajungem în final să nu luăm decizii pe față.
Am avut experiența asta de foarte multe ori. Vă spun cinstit că a fost destul de complicat chiar și faptul că am avut de înfruntat grupul de consilieri locali. Pentru că și dânsii sunt într-o presiune extraordinară. Pe de o parte au strada, cetățenii care ne așteaptă să le explicăm ce am hotărât, și pe partea aialaltă realitatea crudă. Faptul că există o singură soluție spre care trebuie să meargă și, din păcate, acea soluție nu este cea agreată de către comunitate, de către stradă. Pentru că a fost insuficient de bine explicată, pentru că a fost insuficient de bine administrată relația de comunicare între operatori și cetățean, s-a ajuns în această situație de blocaj. Acum vă spun că dacă am fi rămas cu dumneavoastră în sală și cu camerele de filmat pe noi, sincer nu cred că reușeam să ajungem la un rezultat. Pentru că presiunea a fost extraordinară, dar într-un final argumentele obiective au avut câștig de cauză. Firește că rezolvarea are și componenta de oportunitate, are și componenta de legalitate. Rostul prezenței echipei de la instituția prefectului aici a fost, în primul rând, acela de a garanta legalitatea oricărei soluții care se va adopta. Am dorit și am spus consilierilor acest lucru, am dorit să ridicăm, să luăm de pe umerii lor grija legalității. Adică atunci când se vor așeza la masa Consiliului în ședință să voteze, să nu aibă și grija e bine sau nu e bine pentru opinia publică sau pentru comunitatea locală pe fond și să mai aibă și grijă o fi legal sau nu o fi legal. Noi ne-am oferit serviciile și o să ne le prestăm până la capăt. Proiectele de hotărâri, toate deciziile care vor fi supuse aprobării, vor primi în mod informal un aviz de legalitate prealabil din partea instituției prefectului. Adică vom oferi o garanție morală și domnului primar ca inițiator și domnului secretar care dă viza de legalitate din partea spre Consiliul Local, dar și consilierilor care vor fi chemați să voteze, le vom oferi garanția că ceea ce au în mapă, forma finală a documentelor care vor fi puse în dezbatere luni, sunt legale. Și atunci decizia și votul să se orienteze în primul rând pe criteriile de oportunitate, care nu sunt deloc de neglijat. Acest proiect care prevede în esență rămânerea cu APA Vital ca operator la Pașcani și pe distribuție și pe canalizare și pe epurare, este de fapt o ofertă de racordare a Pașcaniului la avantajele pe care le are un operator regional de tale a APA Vital. Nu este moral să lași comunitatea locală să suporte din bani proprii investițiile care sunt necesare în viitor în infrastructura locală și să refuze accesul la fonduri europene. Este cel mai inacceptabil lucru care ar trebui să se întâmple. Ori acest lucru se poate face pe fonduri europene numai dacă APA Vital este operatorul. Că așa este regula jocului stabilită de Comisia Europeană și stabilită înțelegând faptul că numai un operator de calibru care are cel puțin un județ în operare poate să facă față cheltuielilor pe care le presupune un astfel de serviciu. Istoria PSA, arăt încolo, pe acolo erau localizați domnii de la PSA, toată istoria PSA-ului arată faptul că un operator mic, local, oricât de drag ne-ar fi, nu reușește să facă față costurilor pe care le presupune o astfel de operare. APA Vital realizează profit frumos în municipiul Iași, pe care cu generozitate îl împarte cu tot județul după aceea, realizând o echilibrare a costurilor, astfel încât tariful să fie suportabil pentru întreg județul. Dacă ar avea numai municipiul Iași în operare, tariful ar fi la jumătate, ar fi mult mai, sau profitul ar fi dublu, depinde cum vreți să o luați. Dar pentru a oferi un tarif rezonabil și până la cea mai mică comună, Mădârjacul, de care vorbește domnul președinte al Consiliului Județean, ori de câte ori are nevoie să justifice acest lucru, are nevoie de un operator cum e APA Vitalu, care să opereze întreg județul și pe o astfel de piață să reușească să echilibreze costurile, să echilibreze costurile și să ofere un tarif rezonabil tuturor.
Al doilea argument, care e și de oportunitate, dar și de legalitate până la urmă, este cel legat de stația de epurare. Suntem la un milimetru de o catastrofă ecologică. Dacă nu s-ar adopta această soluție și Apa Vitalu să preia imediat costurile, cu, în special cu EON-ul, în cel mai scurt timp, asistăm la închiderea practică a funcționării, blocarea funcționării stației de epurare și la deversarea apelor uzate în Siret, ceea ce ar constitui un scandal la nivel european, o catastrofă ecologică. Una peste alta, comunitatea locală nu poate să primească satisfacții decât refăcând legătura și relația corectă cu Apa Vitalu. Și toată experiența din ultimele luni cu neajunsurile care au fost, cred că a fost înțeleasă de către toate părțile. Rămâne de văzut în ce mod vom reuși la Pașcani să punem în operă toate aceste lucruri. Din punct de vedere juridic este foarte simplu. Deci problema, am spus-o de la bun început, nu este atât tehnică, atât de a găsi soluțiile tehnice, administrative, juridice, redactare de hotărâri, cât este de a găsi mecanismele prin care să se dea satisfacție comunității locale și să se înlăture nemulțumirile și asperitățile care au fost până acum. Și credem că există toată disponibilitatea să se meargă pe drumul ăsta. Am câteva întrebări. La concret, dacă se poate, în ce anume constă pacea de la Pașcani? Dacă se poate foarte... Concluziile pe care le-a spus domnul primar la început. Adică, dacă vreți să repetați ca să... Nu știu, da. Domnul președinte a botezat o pacea de la Pașcani. Păi nu trebuie să înțelege din tot ce a spus și dumneavoastră, și domnul primar, și domnul prefect. Nu prea am înțeles matematic în ce anume constă. Păi unde suntem astăzi, ca să înțelegem foarte bine ce se schimbă în perspectivă? Și astăzi suntem într-o stare conflictuală. Care sunt înțelegerile asupra cărora ați căzut de acord astăzi? Păi, o să repet, dacă îmi permiteți, pe scurt, și o să mă completeze domnul primar și domnul prefect. În primul rând, trecerea serviciului de epurare de la PSA, serviciu public, la Apa Vitalu. Asta se face prin anularea hotărârilor 171 și 161 și 162, practic la revenirea la setările din fabrică. Deci toate celelalte, după hotărârile prin care s-au dat serviciile toate către Apa Vitalu, după aceea au venit la presiunile cunoscute, celelalte hotărâri de retragere, de ieșire din Arsacis și de predare către PSA. Toate aceste hotărâri și care au născut și un proces, care proces din punctul nostru de vedere, va fi pierdut de primăria Pașcani în contraparte cu Arsacis și care va rămâne fără efect, fără cauză, dacă se adoptă hotărârile astea luni. Deci asta este cel mai important lucru, dacă îmi permiteți să spun, factual. Din punct de vedere al imaginii, al atitudinii, nu e neapărat cel mai important lucru, dar concret, în teren, asta înseamnă că de marți, Apa Vitalu poate intra și opera la stația de epurare, poate factura și când facturează prin mare are venituri, poate scădea și cheltuielile, poate scădea și consumabile care s-au plătit. Plătește EON-ul, pentru că asta a fost o discuție. Plătește EON-ul și toate serviciile, tot ce nu s-a plătit de către PSA până acum. Adică scapă atât PSA cât mai ales Consiliul Local, că PSA oricum nu avea bani de a plăti. Toate veneau pe spatele primăriei și ale oamenilor până la urmă. Deci plătește Apa Vitalu toate astea din urmă, de la momentul reluării acțiunii. Dar asta se poate face numai pe 31 martie, când e închid anul fiscal. De aceea e important de știu lucrul acesta. După care, repet, asta este salvarea de moment. Dacă orașul Pașcani cu Consiliul Local vor dori pe cursa lungă să facă tot cu Apa Vitalu, atunci rămânem la setările astea. Și între timp se împlinește legea, se fac asociațiile de proprietari, se fac contractele, cei care vor convenția individuală, nu e nicio problemă, este legal, doar dacă are scos în afara ușii, deci pe acces public, cum ar veni, contorul, ca să poată fi citit. Deci se așteaptă un proiect de hotărâre care urmează să... Care anulează pe celelalte, da. Prin care sunt anulate hotărârile privind anularea delegării serviciu de apă și canalizare. Și delegarea către PSA după aceea. Tot ce este consecutiv. Același proiect conține și darea stației de epurare. Nu, proiecte separate. O să fie proiecte separate. Un proiect abrogă completarea hotărârii 72 cu delegarea și a stației de epurare. Că noi avem hotărârea 72 prin care am delegat serviciul de apă și canal fără epurare pe motiv că era un proces de finalizare a investiției
și urma ulterior să delegăm și această și activitate. Și era o situație particulară, deci, în România, practic, nu mai e nicăieri așa. Se completează... Cine v-ați înțeles astăzi? Cine a... Consilierii locali. Nu, a fost un agrement tot, la unison. Deci toți consilierii... De o parte dumneavoastră și prefectura... Toți suntem în aceeași barcă, dacă îmi permite, să știți. Chiar și am văzut argumente. N-au fost două părți separate. În opinia mea, a fost realmente o lipsă de tact și de explicare. Consilierii locali au fost de acord. Da, să asume și ei acest lucru, da, sigur. Asta și... înseamnă că au spus consilierii că urmează să voteze un astfel de proiect? Da, sau mai asta este angajamentul lor luni. Pot să reformulez? Nu s-a degajat absolut niciun fel de altă soluție posibilă care să ducă la rezolvarea situației pe fond. Dacă luni nu vor cu bucurie sau tristețe, toți consilierii au înțeles că soluția asta este singura. Răspuns. Și dacă mergem cu onestitate și cu bună deschidere din partea tuturor, se vor rezolva și acele probleme dacă care au creat disconfort. Dacă nu și asumă aceste hotărâri, atunci înseamnă că, iarăși, de fapt, orașul Pașcan și-a luat soarta în propriile mâini, răspunde pentru ele, dar nimeni nu mai poate ajuta pentru trecut. De acum poate pentru viitor. Debitele pe care le-a realizat și ce are de plătit la furnizori până la momentul acesta rămân în sarcina primăriei Pașcan, pentru că PSA nu va avea bani. Două întrebări mai o precizare aici. Eu voi face expunerea de motive și voi arăta situația în care ne aflăm, pentru că e o situație deosebit de grea, iar consilierii o să decidă. Dar eu voi promova, deci prin expunerea de motive, voi fi cel care voi promova acest proiect de hotărâre de consiliu. De luni va fi și o soluție în sensul solicitărilor făcute de către pășcăneni, adică privind facturarea individuală prin orice metodă, dar care se ducă la... Am spus individuală. Acum, tot ceea ce legea ne permite și chiar mai mult interpretarea decât de NRSC se face. Acum, dacă cetățenii unei comunități vor, nu știu, românii să meargă să cucerească luna, iarăși trebuie să fie și legal. Deci, ceea ce este legal, tot ce este legal și chiar mai mult decât atât, noi suntem de acord. Dar ați căzut de acord asupra unei soluții care va fi exprimată? Am spus-o de trei ori. În regulamentul pe care l-am discutat deja și care va fi completat cu câteva amendamente noi, respectiv. Reprezentantul pentru condominii, care este o soluție temporară, nu e definitivă. Pentru că să știți că în orașul Iași sunt numai asociații. După aceea le pot veni gânduri tuturor. Deci nu se poate. Adică e o chestiune tranzitorie. Ea e prevăzută cu titlul de excepție, așa ca să putem să ajungem la soluția legală, în condițiile în care toată lumea vrea să-și îndeplinească sarcinile, cum spune la lege. Dacă nu se întâmplă, și o să mă întrebați asta, atunci încă o dată zic, oamenii au ales. Și vor primi serviciile sau vor trăi așa cum au ales. Pentru că din toate variantele pe care le-am explorat, nu reiese o altă variantă. Asta este. Și atunci oamenii, repet, fără să fie obligați, ei aleg pentru ei ce fel de oraș doresc, cu apă sau fără apă. În esență, relația va fi una directă apa vital cetățean. Deci, în esență. Nu e vorba de garantat. Scrie regulament. E vorba că asta ne-am înțeles. Consiliul Local va aproba acel regulament care stabilește regula jocului între apa vital ca și operator și reprezentantul cetățenilor care îi reprezintă pe cei din scară ca și părți contractante și se va vedea acolo că relația este, dincolo de faptul că se încheie un contract și se stabilește contract. Un contract. Contractul de furnizare este între apa vital și reprezentantul cetățenilor. Contract la scara blocului convenit. Dar în spatele acestui contract relația va fi una directă între apa vital și fiecare cetățean consumator. Este foarte important, tocmai în lumina sau în sprijinul acestei idei de deschidere și transparență. Oamenilor le este teamă că dacă dau banii reprezentantului, acesta fuge cu banii. Sau, deci nu se simt confortabil cu soluția asta. De aceea și ce a spus și domnul primar și ne-a fost de acord, suplimentăm puternic numărul de angajați apa vital care sunt prezenți în oraș. Ei nu doar încasează și dau chitanța pentru serviciu, deci banii nu vor sta la reprezentant. Banii vor sta la omul apa vital. Și primește chitanță, cetățeanul. A dat banii, a primit chitanța pe loc. Adică rație mai directă de atât nu se poate. Și acolo veți ajunge, repet, și cu salubritatea și facturarea cu... Facturarea se va face individual? Nu. Plata se va face individual, facturarea se face pe condominiu prin reprezentant. Până când ajunge să faci asociația.
De la asociație se face cu asociație. Am înțeles. Cum individual se poate numai după ce își scoate omul contul afară. Cum vor fi încheiate contractele? Dacă vor avea efecte retroactive, vă întreb asta pentru că sunt probleme, mai ales în relația cu administrația locală, dacă motivele invocate de administrația locală sunt corecte. Și anume că nu pot achita sau nu pot să-și asume achitarea debitelor de până acum pentru că nu pot încheia un contract retroactiv. Dacă ați discutat și dacă ați găsit o rezolvare pentru... Dar eu am făcut precizarea aceasta pentru că s-au acumulat debite, dar apa s-a consumat, trebuie plătită. Deci apometru, apometru a înregistrat. Deci cantitatea de apă o ai înregistrată. Nu, asta e o problemă. Apa Vitale a spus că nu poate face factură pentru că nu are contractul. Acum deci, intrăm în, moment, în legalitate cu toate. Din moment ce am făcut contractul, dar normal avem... S-a efectuat. Întrebarea dumnealui se referă la relația contractuală între Apa Vital și primărie, primăria fiind unul dintre clienții. O să semneze și primăria. O să semneze și primăria contractul, că nu e altă soluție. Deci, aparatele de măsură au înregistrat. Am înțeles, domnule primar, acum este legal sau nu? Să fie încheiat contractul așa încât să fie impusă la plată cantitatea consumată până acum? Pentru că până acum primăria a ieșit și a spus că nu este legal. Eu n-am afirmat lucrul acesta niciodată. Eu am spus întotdeauna că serviciul consumat trebuie plătit. Nicăieri în lumea aceasta nu se folosește ceva fără să fie, să se plătească. Nu știu pe ce s-a bazat viceprimar dacă a făcut asemenea afirmație, dar apometrele, deci aparatele de măsură au înregistrat. Nu poate să spună nimeni că nu există o evidențiere a consumului și de apă în acest moment. De ce n-a semnat contractul? Pentru că au apărut aceste probleme, aceste divergențe cu populația și n-am semnat nici noi contractul. Dar acum o să semneze primăria. Să ne uităm la viitorul care pare mult mai luminos decât trecutul mai... Da. Eu am terminat, mulțumesc. Mulțumesc. Deci, chiar cred că de data aceasta și vă rog, suntem asemenea reprezentanți la masă, nu o să comentăm ce a spus un viceprimar. Acum, astea sunt opiniile care s-au degajat, ele sunt 1000% cercetate pentru legalitate, pentru ce se poate face, pentru că nimeni nu este fericit cu ceea ce a fost nevoie să venim în așa delegații aici. În schimb, cred și mă bazez, adică am simțit un consens care e durabil pentru a găsi soluția. Altminte, încă o dată spun, să știți că nu era o problemă a Iașiului. N-a venit Iașiul să dea năvală peste Pașcani. E o datorie morală pentru noi, o obligație morală pentru noi și dorința de a face împreună lucrurile. Pentru că altă soluție, din tot ce s-a cercetat, nu există. Și atunci pășcănenii sunt singuri în lupta asta pentru dezvoltare și nu au cum să o câștige. Sunteți și președinte PNL, pe linie politică? Nu, aici să știți că a fost o temă, dacă vreți în să vă spun... Începând după ce ieșiți, singur... veți transmite consilierilor dumneavoastră din Pașcani... Să voteze pentru... Veți face lucruri, da. Veți solicita... Absolut, dar vin eu aici personal, pledez pentru această soluție, cum să vă spun altfel. Dar am să vă mai spun un lucru pe care l-am mărturisit colegilor consilieri și este corect să vă spun și dumneavoastră. Gândiți-vă un pic la mine și la soarta mea de președinte de partid. Anul viitor voi veni cu un candidat și sper să-l înving pe primarul Pantazi. Dacă ar fi să socotesc acțiunea aceasta... Haideți să clarificăm problema. Nu, da, acum dau, și... Știu, dar vă dau un exemplu ca să înțeles cât de greu ne-a fost și ne este tuturor de la această glumă, masă. Da. Situația de facto. Rezolvarea acestei probleme este un mare câștig pentru primarul Pantazi. Îmi fac singur viața mai grea în viitor. Dar fac lucru corect pentru Pașcani. Și indiferent ce, pentru că nu suntem cu toții născuți președinți, primari și așa mai departe. Aceasta este soluția corectă pentru Pașcani. Ori să o aprecieze, nu să o aprecieze, nu știu. E dreptul și opțiunea lor. Viața dar, exact. Dar astăzi, asta este soluția pentru Pașcani. Deși dacă ar fi să se judec în gust politic, n-ar fi trebuit să încurajez o soluție câștigătoare pentru Pașcani. Mulțumesc. Domnul președinte, vă spun, am făcut un calcul la linia 360 de scări fără contracturi, 20 de apartamente, ori minim 4 persoane, sunt jur de 21.000 de oameni care au probleme cu apa vitală în Pașcani, de vreo 34.684 care au rezultat la recensământul din 2011. Cât o rezultat? Nu mai da, pune, nu contează 21.000, așa. 360 ori 20 ori 4, cam 21.000. Da. Media e 4 peste tot, 4 nu persoane. Nu, dar sunt și blocuri cu 50 de apartamente, nu neapăs. Și 1.000 dacă sunt, e o problemă. Sigur, da. Unul. Da. Exact, și unul. Practic, la momentul de față, vorbim de două categorii de probleme. Sunt cetățeni care și-au scos apometrile pe casă scări, sunt care le-au în casă. Cei care le-au în casă
se va încheia contractul reprezentantului de scară, da. Iar el va trebui să facă, practic, calculația pentru fiecare imobil în parte, citind abonamentul din interior, da? Cu sprijinul, cu sprijinul lui APA Vital. Deci el, când noi ne așteptăm să fie toți ingineri acum, tehnicieni, ca să poată să facă asta. Deci APA Vital va oferi întregul suport, de aceea aducem o delegație și mai mare de angajați aici, astfel încât munca reprezentantului de scară să fie mult ușurată. Practic, el este doar legătura între oameni și APA Vital. Acești APA Vital va face toată treaba. Acești oameni vor putea plăti direct la caseria APA Vital. Sigur, vine în casierul acasă la convenție. Ai contractul dintre reprezentant și APA Vital. Pe baza contractului între APA Vital și reprezentant, unde ai consumul pe scară, reprezentantul cu suportul logistic, uman și tehnic al APA Vital face repartiția pe fiecare locuitor și apare cât e de plătit pe apartament. Moment în care, ca să înlăturăm spaima aceasta că fuge cineva cu banii, vine casierul APA Vital, îți dă chitanța APA Vital și atunci omul are dovada că a plătit acasă la Apple. Mai simplu, dar nu putem, nu avem cum și facem niște eforturi. Ei nu se fac așa, nici la Iași, dar noi acum facem niște eforturi, dacă îmi permite să zic, alea care nu le-am făcut când trebuia. Dar și cum poate trebuie să dublăm acum niște bani fără să fie emisă o factură nominală. Deci se emite relația în gro, da, este între APA Vital și reprezentant până în momentul în care se emite factura, una singură. Relația este angro cu reprezentantul până în momentul în care se defalcă pe consumator. Și în momentul acela apare chitanța care e dovada. Acea defalcare trece în mâna APA Vital, care se ocupă de aici încolo direct de fiecare apartament, de fiecare familie. Întrebarea dumneavoastră este o teorie juridică. Dar rezolvarea, da, nu, juridică, cum se poate plăti fără contract? Și fiecare va plăti la factura numărul, aceea unică, dar cota aparte a apartamentului. Asta este răspunsul juridic la întrebarea dumneavoastră, care era o întrebare, dacă doriți, foarte corectă. Dar răspunsul la ea... dacă un apartament nu-și plătește, o familie nu-și plătește cota din defalcare, rămâne o problemă între APA Vital și apartamentul respectiv. Da, de urmărit în instanță, pentru că nu o să fim cei care dorim închiderea apei, dar încă o dată spun, este incorrect, imoral, ilegal să nu-ți plătești produsele pe care le consumi. Adică nu-i cum altfel. Și nici nu-i corect să-i abuzezi pe vecinii tăi, tu neplătind și alegând să nu plătești și să ajungem noi să închidem apa într-o casă. Iar dacă contorii au fost scoși pe hol, relația contractuală este unică, dar facturile se emit direct pe contorul pe baza hol convenției. Înseamnă convenții, că poți să și închizi, da, de pe hol, pentru că contorul e pus la intrare și atunci se poate închide robinetul de pe hol. Automat convenții cu convenții, și da, factura individuală, atunci deja nu mai e singură contractul. Da, spuneați alineamul că pentru a elimina pericolul de a fi închis energia electrică la stația de depurare, pentru a fi făcute plăți către furnizorii de materiale necesare funcționării acestui obiectiv, trebuie trecut stația de depurare la APA Vital ca să se poată serviciul public de serviciu public de depurare la APA Vital pentru a fi făcute plățile. Cum va putea plăti APA Vital servicii contractate și facturate către preservabil? Nu sunt factori. Încă o dată spun, se face e o schemă întreagă economică, dacă vreți, financiară, în care se ștornează facturi de la E.ON la PSA, preia APA Vital. APA Vital, dacă face factură la oameni cum a făcut, că a încasat, nu poate să facă factură și să primească servicii, dar fără să fac cheltuieli. Că tu n-ai făcut serviciile din aer. Ai făcut niște cheltuieli. Practic, pe lângă cheltuielul APA Vital, pentru că acel cost de 2,33 la e canalizare și epurare. Deci el are o bucată din costul deja făcut pentru lunile trecute, care e partea de canalizare. Ne referim la doar costul de epurare, pe care APA Vital numai așa poate justifica și încasarea banilor de la oameni de până acum. El a încasat banii, dar n-a avut cheltuielile pentru banii pe care a încasat. Și acum, pur și simplu, se încarcă cu aceste cheltuieli. Încercam să evit cei doi de ce, să zic așa. Deci se încarcă și cu aceste cheltuieli și în acel moment are toată acoperirea pentru banii pe care i-a încasat și are toată libertatea pe ștornarea cu pricina să plătească datoriile către furnizorii de servicii și produse. Cum se explică această bunăvoință a celor de la NRSC față de situația de la Pașcani? Pentru că până în momentul de față doar adrese în care ni se spunea că avem un operator la Pașcani care funcționează ilegal, cu toate măsurile luate în Consiliul Local nu sunt conforme cu cerințele Uniunii Europene, iar astăzi, dintr-o dată, se poate face cam tot ceea ce doresc pășcănei. Dar nu e așa. Nu aveți sentimentul ăsta. Nu se poate face ceea ce este ilegal. Deci, pentru a încerca să... Nu se poate face convenție separată cu un cetățean dacă el trăiește într-un condominiu și are contorul în casă.
Asta nu se poate. Asta cereau de fapt oamenii, că așa erau obișnuiți. Asta nu se poate. Și am spus, ce se poate legal face, facem maximul, chiar mai mult decât ajungem. Știți, dar Buhuștel, Bumuleș, apa, iertați-mă un pic, că m-ați întrebat de ANSC. Eu nu știu să întrebați pe ce de la ANSC. În schimb, descoper că față de duritatea rece prin care spuneau adevărurile și juridic, dar și de viziune economică, dacă îmi permiteți, asupra acestei din Pașcani, ele nu s-au schimbat peste noapte, ele sunt aceleași. Doar că acum îți permit, îți dă un fel de perioadă de tranziție să poți să, arătând bună credință și bună voință, vrei să respecti legea, ai nevoie de o perioadă în care să poți să te încadezi la respectarea legii și atunci au zis și e bine. Ca să nu mergem în alte istorii mai periculoase, ok, faceți maximul ce se poate face este cu acest reprezentant, dar ca soluție temporară și care va merge spre epuizare. Ce înseamnă temporară ca timp? Noi am socotit asta preț de 6 luni, din câte am vorbit deci noi. Deci suntem încă 6 luni? În 3 luni am discutat cu domnul primar și cu toți consilierii și asta a fost o cerință expresă a primarului și apreciem asta, că în 3 luni lumea să-și facă opțiune. Dom'le, vrei să ai apă sau nu vrei să ai apă? Până adică va fi organizat un referendum? Nu. Să-și facă opțiunea în sensul în care vine la ușă pentru reprezentantul de scară și angajatul Apa Vital. Îi mai explic o dată povestea. De data aceasta, ceea ce vor vorbi acei oameni, acele cuvinte, dacă vreți, inclusiv la asta ne-am gândit. O să le aprobăm cu toții. Nu o să meargă să-și dea cu părerea fiecare ce vrea. O să aibă un fel de text standard și corect, legal și cu emoția, dacă doriți, dar care să reflecte adevărul și legea. Și atunci omul alege. Dom'le, dacă te informez, aproape îți vin la ușă și îți spun că legea spune așa și trebuie respectată. Toți o respectă. Mai departe este dreptul tău să alegi să respecti legea sau nu. Dar noi te-am informat și facem această operațiune, nu prezumăm că tu știi legea, ci mergem la fiecare ușă să-i spunem cum e legea. Deci în 3 luni trebuie făcute asociații de proprietari, nu, să înțeleg? Nu, în 3 luni deci, toată lumea deci trebuie deci noi avem un loc cu contori în casă, da? Da. Ei, opțiunii pentru blocul respectiv înseamnă așa, ori îmi înființez asociații de proprietari, ori îmi scot contorii pe hol și atunci închei contractul pe banii lui cu reprezentantul și convenție directe. Pentru că și Apa Vital a venit în 1 iulie și a pus anunțul că până la 31 decembrie 2014, la perioada tranzitorie, noi trebuie să ne asociem în asociație proprietară, iar în 3 săptămâni de zile vă tăiem apă dacă dacă îmi permiteți, a fost generoasă cu 6 luni. Că 6 luni au suportat din banii lor. Deci, ca timp asta vor oamenii. Nu, în maxim 3 luni a fost cererea primarului și mi se pare foarte în regulă. Mai rădăm 3 luni, dar în astea 3 luni le cost. Nu poate nimeni spune în Pașcan că nu e cunoscut subiectul. Mai explicăm o dată, la fiecare acasă, dar mai mult de atât ce să facem? Deci, cum să le spunem că asta e legea și că ea trebuie respectată? 3 luni însemnând că iei la mână 300 de blocuri de bloc. Și le rezolvi foc cu foc, rezolvi din punct de vedere juridic, adică cu contract încheiat și cu soluționată problema pe fond. E o întreagă odisee. La... Asta vreau să aflu. În 3 luni de zile, practic, oamenii trebuie să treacă la forma de organizare așa cum doresc cei de la Apa Vital. Nu? Nu cred că vrem Apa Vital nu vrea nimic. Lege. Apa nu vrea, nu vrea nimic. Apa Vital... Cum spune regulamentul de organizare și funcționare... Cum spune legea? Că toate astea sunt sus. Aprobarea Sarcis, nu? Da. Că ăla, că după ăla... Ăla e. Toată lumea după el, da. Toată țara. După lege. Nu. Ăla e subsecvent legii, că nu e mai puternic. Așa. Regulamentul cum poate să fie în afara cadrului legal? Nu. Regulamentul e un pic mai... cu mai multe specificații da. Față de legea îți spune contract individual, nu, legea spune că trebuie să fie contractul de condominiu. Clar. Legea spune. Contractul nu contează ce spune. Asta este legea. Asta e făcut. Știți că sunt în țară localități unde există contract individual. Chiar în județul Bacău, vă dau exemplu. Atât Bogna, la Măinești. Fiecare își face... Ia, acum, haideți, dați voie să... Vă cred pe domnul Doroș. Nu are rost să intrăm în detalii, că nu știm, acum ni contrazice nu presupune. Fiecare răspunde pe acea semnă. Legea e clară. Fiecare răspunde, dacă e acolo, ce scrie în lege este clar. O să vedem, viitorul ne va arăta dacă au făcut corect sau nu. Dar nu te iei după ei, te iei după opinia secretarului, a prefectului, a juriștilor toți, adică nu altfel. Dar, repet, finalitatea de a avea o relație individuală între Apa Vital și consumator este obținută pe această cale pe care noi am propus-o. Da. Cu contori pe hol sau cu contori în casă, diferă modalitatea, dar în final avem o relație directă între Apa Vital și consumator în ceea ce privește între plata. Creator, ca să nu, că nu-i... Asta pentru o perioadă de timp. Care? Totul este cu finalitate să ai asociații. Păi da. Pentru că asta vei regăsi, problema asta se va regăsi. Nu știu, asta e cumva treaba primăriei, dar noi am dat acest termen în 3 luni, trebuie să încheie lucrurile astea, pentru că asta ne lămurim. Cine vrea să plătească? Pentru că eu aud textul ăsta și mi se pare important de spus.
sunt oameni în Pașcani care spun, domnule, vreau să plătesc. Nu vreau să fiu dator. Asta e calea legală prin care plătești. Și știți cum e reprezentantul ăla de scară? Poate la un moment dat el este ales de locatari, da? Poate la un moment dat plictisește să mai fie el de servici, de făcut tabele acolo și poate generează un al doilea curent de opinii după ce rezolva problema juridică și au un raport contractual curent. Acum hai să ne ocupăm să facem și asociația aia și să fie... Haideți să ne înțelegem. Într-o perioadă de 3 luni am stabilit de comun acord cu operatorul să fie informat, să existe comunicare și cetățenii pe scara respectivă să hotărască ce mod adoptă pentru contorizarea, citirea acestui serviciu. Deci, cel mai probabil vor aștepta cum au așteptat și acum. Deci, nu-i obligă nimeni să facă investiții. Dar aștepta pentru că au speranța că nu vor plăti aceste consumuri de apă. Cine le-a promis lucrul acesta? Din păcate, noi n-am venit la Pașcani să găsim soluții pentru a consuma apă fără plată. Eu nu am făcut niciodată precizarea că nu se va plăti acest serviciu. Deci în 3 luni de zile să stabilească și să hotărască la nivel de condomeniu ce mod de înregistrare și facturare doresc. Pot să rămână pe actualul sistem. Pot să scoată apometrile, pot să-și facă branșamente la nivel de cămin și își fac contracte individuale sau asociații, mai multe scări, obligativitatea de a face asociații, nu știu dacă, deci constituțional nu-l poți obliga. Dacă în continuare funcționează sistemul așa cum este conceput, cu contract asumat, nu obligă nimeni să cheltuie bani și să asocieze. De preferat ar fi pentru ușurarea situației să se încheie asociații de proprietari. Pentru că nu e numai apa, serviciu de apă, ai și serviciu de salubritate, ai și termoficarea și întreținerea blocului sau a condomeniului respectiv. Deci asociațiile de proprietari sunt o necesitate. Vor fi bani pe proiecte europene pentru izolare. Deci nu sunt constituiți la nivel de bloc pentru a atrage aceste fonduri, vor rămâne așa, în situația în care sunt. Răspunsul este că, așa a spus domnul primar, nu te poate obliga nici Constituția. Dacă tu alegi să nu intri într-o asociație, înseamnă că tu alegi să nu ai utilități. Bun, două întrebări, asta e, ce pregătește colegul meu. Sau, pentru domnul Bumaș, veți iniția, practic, proiect de hotărâre pentru revocarea celor hotărâri 161 și 162 din 28 noiembrie 2014, când, practic, consilierii împreună cu dumneavoastră ați avizat favorabil rezultatele acelei campanii de acțiune de strângere a semnăturilor pentru inițiarea proiectului de hotărâre. Deci, practic, în următoarea ședință le revocați, nu? Asta este, propuneți revocarea lor. Da, eu fac expunere de motive, pregătim proiectul de hotărâre. Și eu nu mă dezic nici acum, pentru că de delegarea serviciului la APA Vital, pentru că decizia aceasta, împreună cu Consiliul, am luat-o în cunoștință de cauză. Nu am luat-o că a dorit Pantazi sau că a dorit numai Consiliul. Pentru că nu s-a reușit să se comunice, să se găsească soluții, formule pentru a încheia contracte, am ajuns în situația aceasta. Dar soluția de viitor nu este alta decât APA Vital. Am înțeles. Domnul prefect, cum comentați faptul că APA Vital la Pașcani a încălcat până în prezent legea, cel puțin după cele declarate atât în Consiliul Local cât și în spațiu public de șefii instituției din Pașcani, Inspecția Primăriei și Consiliul Local? Mai mult, nu au avut nici autorizație de mediu și aș vrea să vă atrag atenția faptul că în alte cazuri erau sancționați de multe instituțiile statului pentru acest lucru. Nu am cunoștință despre încălcări ale legii de către APA Vital în operarea de la Pașcani. Vis-a-vis de situația de la Pașcani și cu pericolul de a fi închisă stația de epurare și motivul pentru care se poate închide? Păi abia asta ar fi o problemă de interes public și de încălcarea legilor referitoare la protecția mediului. Ați primit-o? Am primit nenumărate scrisori din toate părțile în legătură cu toată complexitatea fenomenului de la Pașcani.
și care, din toate opiniile posibile și imposibile, arată că această ruptură de apa vital produce numai de servicii comunității locale. Și, din punctul meu de vedere, chiar este o problemă cine își asumă până la coadă răspunderea în numele comunității locale să meargă pe un drum care duce evident în șanță. Și ăsta este lucru pe care l-au înțeles și colegii consilieri până la urmă, pentru că responsabilitatea lor nu este numai cea politică, vor da nas cu alegătorii și vor trebui să explice o hotărâre, responsabilitatea și mai mare este aceea de a lua decizii corecte pe fond. Pentru că de frica opiniei publice poți iei hotărâri greșite care în timp provoacă dezastre. Da. O întrebare pentru domnul primar. Ce se întâmplă cu angajații de la PSA? Ați discutat, vor fi prelevați de apa vital? Acolo sunt angajați și pe stația de epurare și pe secțiunea transport. Sigur, cei de la epurare vor fi preluați. Vor fi preluați, sigur. Și? Chiar se creează locuri de muncă în plus. Deci toți cei care lucrau până acum, cei care au fost pe servicii de canalizare, sunt deja preluați, cei care sunt pe epurare vor fi preluați. Și PSA va avea în continuare, ca și firmă, recuperare de recuperat debitele pe care le are de încasat. Da? Ei, cu cine se face asta? Deci trebuie să angajeze oameni noi cu care să meargă în instanță, să meargă să-și recupereze debitele, pentru că debitele acelea nu se prescris, dacă s-au prescris, vin în sarcina Consiliului și Primarului, pe persoană fizică. Adică lucrurile nu se opresc aici, nu se poate să fie consumat și să se uite datoria respectivă. Deci trebuie plătită. Și PSA va avea această sarcină, precum CET Iași. CET Iași există ca firmă, se duce în continuare în instanță și recuperează datoriile istorice de la cei care au avut serviciu și nu l-au plătit. În timp ce Dalkia operează cu instalațiile fostului CET, să zicem așa, care sunt ale proprietatea primăriei. Domnule prefect, o ultimă întrebare. Apreciez intervenția prefecturii cu această viză de legalitate care urmează să pună pe proiectul de hotărâre care urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local. De ce era nevoie? Sau de ce este nevoie de o astfel de intervenție fără precedent? Din câte știu, un Consiliu Local n-a mai venit niciodată prefectura să avizeze înainte de vot un astfel de proiect care este, de fapt, atributul secretarului primăriei. Nu suntem la orice Consiliu Local. Suntem la Consiliul Local Pașcani și jurul mesei este a planează o anumită conjunctură care e complicată. Nu este suficient? Poftiți? Avizul secretarului primăriei nu este suficient? Avizul secretarului primăriei este o condiție necesară și suficientă pentru consilier în vederea garantării că nu are probleme de legalitate, dar în situația unor discuții atât de complicate ca la Pașcani, în situația în care s-au emis multe puncte de vedere verbal, așa, ca opinii, că s-ar putea ca domnul secretar, din rațiuni de oportunitate, să nu acorde viza de legalitate, și cred că m-am exprimat corect, da? Un amestec între oportunitate și legalitate, am decis că este bine să luăm de pe umerii consilierilor locali povara legalității, să venim și să le spunem de la bun început, după ce discutăm cu toți cei care inițiază proiectul de hotărâre, discutăm cu domnul secretar, colaborăm, lucrăm și realizăm un text al proiectelor de hotărâre care să fie cu siguranță deasupra oricărei suspiciuni de ilegalitate. Am înțeles, mulțumesc. Domnule președinte, sunt foarte mari suspiciuni în legătură cu aceste investiții care ar urma să fie realizate la Pașcani. În sensul că sumele care sunt prezentate, cuprinse în master plan, sunt foarte mulți oameni care le pun sub semnul întrebării și că până la final nu ar urma să fie investite la Pașcani. Da? Sunt foarte mulți care spun, doamne, am mai văzut, am mai auzit astfel de discuții, dar de fapt investițiile nu vor fi realizate prea curând sau poate chiar deloc. Vreau să îmi răspundeți dacă aceste investiții sunt certe și când anume urmează să fie ele realizate. Mulțumesc. Oamenii aceia sunt ori de rea credință, ori pur și simplu necunoscători. Pentru că cei 300 milioane de euro investiți direct, plus încă 2 milioane colaterale, asistență tehnică, proiectare și așa mai departe, sunt prinse în fișa proiectului. Deci noi când mergem pe postul 2 cu suma mare de 200 de milioane pe tot județul, spunem defalcat, nu e un paușal de 200 milioane și pe aia ne mai gândim noi unde. Noi spunem exact localitatea, numărul de locuitori, lungimea rețelei la centimetri, stații de epurare, canalizare, cămine, numărul de bucăți, totul la detaliu. Și iese un total. Pentru orașul Pașcan, totalul alocat conform
schemei de calcul este de 13 milioane de euro direct și încă două, repet, indirect. Repet, nu se poate face nici în plus față de lista cu care mergem la master plan, nici în minus. Unde scrie lucrul ăsta? În aplicații. Este în aplicație. Care mi s-a adresat direct. Da, deci eu încă o dată spun că oamenii aceia o să ne credință ori chiar nu știu nimic. Atunci n-am cum să explic chiar totul. Noi când mergem să cerem banii 200 milioane de euro de la Comisia Europeană, mergem cu un proiect pe care îl depunem la Ministerul Mediului, la Autoritatea de Management. În acel proiect, în detaliu, sunt scrise aceste lucruri. Deci, nu e o poveste, nu sunt discuții că ne mai gândim după. Exact acele poziții și niciuna în plus se vor realiza prin banii care vin. Adică, dacă Pașcan iese din Asaces în continuare, luni nu se ia această decizie, se radiază poziția Pașcani, cei 15 milioane de euro se împart la restul lumii, deci nu se pierd. Deci o altă societate, un alt operator pentru Pașcani? Nu, nu, de sigur ce? Nu, pentru că Pașcani pentru că sub, Comisiei Europene sunt pe sub 50.000 de locuitori, sunt, adică nu e eligibil, nici PSA nu era, chiar dacă ar fi fost pe un mare profit. Dacă ar fi fost o firmă de mare viitor, nici PSA singur nu putea aplica. Pentru că nu întrunea condițiile minime ale aplicanților pe acești bani. Asta e, de fapt, realitatea dură din teren. Ar mai putea veni, nu știu, Raja Constanța sau Apa Nova București. Dar ei vin cu schema lor pe București, unde au arealul. Mă îndoiesc că ar vrea să vină să rezolve cetățeni din Pașcani, mai ales având în vedere condițiile date. Astfel încât există clar certitudinea veniturilor, de unde, cum se împart acei bani, cine garantează pentru ei, pe Guvernul României, Arsacis, Apa Vital și Primăria Pașcani, apoi ele se cheltuiesc doar în acele proiecte care sunt scrise acolo. Dacă dumneavoastră, repet, ieșeați și v-ați fi întors prin 2017, nu aveați cum să fiți prinși pe acești 200 milioane. Că aplicația era făcută în 2015, nicio poziție în plus nu putea fi făcut. Decât la final, din economie eventual și așa mai departe. Dar era o întreagă discuție și de probabilitate. Dar aș încerca să dau și eu un răspuns. Dar nu mai contează. Sunt în scrisuri, adică nu e o poveste. Și repet, eu nu vreau să comentez acum ce spun oare niște necunoscuți totuși, dar pentru că mă gândesc că e o temă de îngrijorare publică, de aceea răspund și dau aceste detalii care pot părea chiar obositoare la un moment dat. Atât de mult le dezbatem și le cunoaștem. Dar la răspunsul la întrebarea anterioară adresată domnului primar, să știți că în opinia mea, eu chiar cred, am fost convins și am mărturisit Consiliul Local acest lucru, că atunci când secretarul primăriei, care dă viza de legalitate pe un proiect de hotărâre, spune că nu o dă, motivele sunt ale lui, le va mărturisi în fața prefecturii, când îl va chema prefectura. Atunci consilierul, pe bună dreptate, spune, domnule, stai un pic pe principiu că nu e să fum fără foc, ceva poate e neregulă aici și mai bine votez nu sau mă abțin. Ne făcând neapărat lucru bun pentru oraș, cum era cazul acesta. Așa încât, de aceea am rugat prefectura pe domnul primar să avem această discuție tripartită, dacă se poate, în care să-i asigurăm pe consilieri de opinia superioară. Pentru că ceea ce spune secretarul, după aceea merge la judecata prefecturii. Și prefectura însă și-a venit și a spus, asta e legea. Mai mult de atâta, nu are cine ce să facă. Adică am făcut tot ce ne-a dus mintea cu putință ca să rezolvăm situația în Pașcani. În 2009 Pașcani avea... O dovadă, mai uitați când intervin. O dovadă cea mai bună este ce se întâmplă cu Depos 1, la Târgu Frumos, la Podul Iloai, la Hârlău. Absolut. Să facă investițiile care au fost prinse și să pot vedea la Hârlău, chiar facem acum cu un proiect din economie. Al doilea. Și aici la Pașcani, dacă vom avea în urma licitațiilor viitoare economii, e posibil să fie mai mult de 13 milioane de euro. Deci minimul e. La Hârlău, dacă mergi chiar aproape de voi, cum intri în oraș și epurarea, chiar față în față cu Petrom, vis-a-vis de Petrom, și asta a fost din prima tranșă. După aceea, la economii, bazinul de la Prăcovaci, alimentarea cu apă a orașului. Deci am rezolvat întâi epurarea și acum din economii facem și alimentarea cu apă. Adică bani pe care Hârlău nu i-ar fi avut singur niciodată. În 2009 Pașcani avea o asociație înființată EcoApa, avea și vreo 5 comune care au aderat la această asociație. A fost declarația ale politicienilor în decursul timpului că au plecat comunele la Arsacis pentru că s-a făcut presiune din partea șefilor de la Consiliul Județean. Iar acum în 2015 această asociație înființată în 2009
este atacată în instanță, de practic Arsace vrea desființarea asociației cu apa. Era o întrebare pe domnul Beneș? Nu, pe domnul Beneș oricum. Răspund doar la acea alegație, cum că, să... la presiunea politică, sub nicio formă. Eu cred, dimpotrivă, uitându-mă, că primarii aceia și-au dat seama mai repede decât Pașcaniul de situația ivită și au venit acolo unde s-a dovedit că sunt rezultate. Pentru că și primar, dau exemplu, comuna, nu știu, Moțca. Un primar liberal fugit, Moțca sau Stoanicen Prăjescu, se uitau la Hălăucești. Cum la Hălăucești se poate? Și la noi nu. Ne tot povestește cineva din Pașani că o să facem, o să dregem. La Hălăucești se termină lucrarea, lumea are apă și noi ce spunem oamenilor din comună? Deci presiunea era exact inversă în acele comune, precum cea din Pașcan, în care lumea întreba că lumea nu înțelegea finețurile cu eco, apa, cu Arsaces, cu... Lumea am apă, ăia au apă, noi n-avem apă. Să dăm un răspuns corect aici. La Stoanicen știți situația. La Stoanicen s-a obținut un program european, măsura 322, pentru stații de iepurare și alimentare cu apă, da? Încă o dată zic. Dar nu e nici din cauza lui cu apă. Sau lui eco, asociația de la Pașcan, nici cu cea de la eco. Explicația este foarte simplă. În 2006 nu erau cunoscute în detaliu constrângerile pe post mediu. A venit Comisia Europeană și a stabilit reguli clare. Ceea ce părea rezonabil în 2006, ne asociem ca să putem accede mai ușor fonduri și a fost un punct de vedere corect. Când s-a construit programul operațional pe mediu, s-a stabilit regula cu operatorii regionali care acoperă un singur județ. Deci Pașcaniu, indiferent, poate să vină și Raja, Constanța, să preia operarea la Pașcani, nu are dreptul la fonduri europene pentru că e obligatoriu să fie parte din Arsacis. Deci absolut clar lucrul ăsta. Și de aia acea asociere de 5 comune n-a mai avut utilitate, pentru că în 2008-2009 s-au stabilit regulile finale și s-a adoptat această regulă în care operatorul regional este cel care stăpânește. A venit cu altă soluție și atunci a trebuit să se acordeze totul mai după. Domnul Beneș, care ședințe când am fost la Pașcani, a spus că dacă nu sunt mulțumiți cei din Pașcani, se pot retrage oricând. Categoric, vrut să retragă, categoric, dar fără bani. Fără bani, da. Și nu că nu vrea domnul Beneș, n-a vrut adunarea generală a lui Arsaces și a solicitat pentru aceasta numirea unui auditor din Corpul Auditorilor, Corpul Național al Auditorilor, pentru estimarea costurilor. Pentru că primarii respectiv înțelegeau și ei la ce se expune orașul Pașcani și nu vreau să fie părtași când o să-i întrebe mai târziu istoria de ce a zis orașul să moară, să fie și ei părtași la această nelegiuire. Mulțumim pentru răbdare. Da.